Vedem acum imagini cu Gigi Becali și cu Giorgiu Simion alături de oameni pe străzi. Cei doi au fost pe dealul Patriarhiei, acolo unde are loc o procesiune cu moaștele a 5 sfinți. Și mergem în direct chiar acum la Cătălin Grădinaru. Cătălin, bun găsit! Bun găsit! Iată, lume vine din toate părțile din București și nu numai aici, pentru că sunt aduse moaștele a 5 sfinți, Sfântul Nectarie, Sfântul Dimitrie cel Nou, Sfântul Lazar și Sfinții Constantin și Elena. Aici au fost momente de emoție, să zic așa, s-au susținut Sfintele Liturghii și, cum spuneați și voi, printre oameni au fost George Becali și George Simion, demonstrând cumva că toată propaganda care s-a făcut în ultimele zile și toată încercarea de a-i învrăjbi a fost inutilă, pentru că așa i-am văzut astăzi, cei doi erau împreună și acționează împreună, au fost aici să se roage, au fost la Sfânta Liturghie, oamenii au salutat, cam asta a fost atmosfera aici. Însă ia uitați-vă câtă lume vine și ce răspuns dă Ortodoxia tuturor, să zicem așa, acțiunilor care se fac împotriva ei. Și aici, ca și la Sfânta Parascheva și oriunde apar moaștele sfinților noștri, românii vin, iată, la oaltă și cu cei doi politicieni care nu sunt prima oară la așa ceva. Nimeni nu-i poate acuza că au venit pentru ei campanie electorală, pentru că cel puțin cei doi au fost la majoritatea procesiunilor de acest gen. Oamenii vor veni în continuare, se așteaptă foarte multă lume. Acolo un deal se desfășoară încet, încet. Acum deocamdată au intrat preoții și cei care au fost la Sfânta Liturghie din partea Patriarhiei și încet, încet o să meargă și lumea acolo să se roage, să roage pentru cei mai mult, să roagă pentru pace oamenii care sunt aici lângă mine. O să revenim cu detalii de-a lungul întreg acest pelerinaj, întregului pelerinaj. Să fiți cu noi! Să fiți cu noi! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Dumnezeu ne va salva! Și trebuie să facem și noi să înmulțim harul pe care ni l-a dat Dumnezeu, să înmulțim talentul și să ne rugăm pentru ca țara noastră să rămână alături de Dumnezeu. Și să fiți cu noi.